În ultimii 2 ani, România ar fi putut face o economie de 20 de milioane de lei, adică aproximativ 4 milioane de euro. Vă întrebați cum? Acceptând desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România. Am depus în anul 2021 un proiect de lege prin care doream desființarea acestei Academii Fantomă. Din păcate, majoritatea parlamentară a decis. Academia nu trebuie desființată. Astfel, a rămas cuplată la bugetul de stat. La finalul lui 2021, am depus un amendament la buget pentru a reduce bugetul acestora de la 10 milioane de lei la 1 leu, însă și acest amendament a picat. Dacă instituția este atât de importantă pentru sectorul cercetării din România, ar fi putut să găsească surse de finanțare pentru a-și susține activitatea. Parlamentarii PSD, PNL și UDMR au votat, ca de obicei, împotrivă. Au preferat să financeze o instituție care produce maculatură cu valoare zero pentru Academie. Aproape tot bugetul la OSR este alocat de statul român și cheltuit pe salarii cu personalul sau indemnizațiile membrilor. În anul 2023 se vor plăti angajaților și așa zișilor academicieni aproape 8,5 milioane de lei din cei aproape 10 milioane pe care îi au bugetați. AOSR este doar un exemplu dintre instituțiile create doar pentru a le da un venit unor foști politicieni sau prieteni de partid. Mulți dintre aceștia acumulează aceste venituri cu cele din pensiile speciale. Asta în timp ce nu fac nimic util pentru România. Să vă mai dau câteva exemple. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului primește anual 2 milioane de lei. Institutul Român pentru Drepturile Omului are un buget anual de aproape 3 milioane de lei. Institutul Revoluției Române din decembrie 1989 toacă tot 3 milioane de lei risipite în fiecare an. Primul președinte al acestui institut a fost chiar Ion Iliescu. Da, vorbim despre o sinecură înființată fix de principalul inculpat în dosarul Revoluției, un dosar tărăgănat de peste 2 decenii. Actualul director al instituției este chiar mâna dreaptă a lui Ion Iliescu la Revoluție, Petre Roma. Este inacceptabil ca actuala guvernare să găsească o gaură în buget de peste 20 de miliarde de lei, dar să permite existența instituțiilor fantomă camuflate la bugetul de stat. USR vrea ca această risipă a banului public să înceteze. Cerem actualei guvernări desființarea acestor instituții fantomă. Jaful din banii publici trebuie stopat.